Consecințele războiului de acum 2 ani și jumătate dintre administrația societății Drusal Baia Mare și conducerea de la acea vreme a Consiliului Județean Maramureș se văd acum. Mai exact, rezultatele disputei dintre părți avute în octombrie 2015 la groapa de gunoi a municipiului. Atunci, directorul general Mihai Apan, împreună cu mai mulți angajați, au încercat să oprească muncitorii firmei desemnate de CJ Maramureș să se ocupe de ecologizarea rampei. Cei de la Drusal care administrau groapa de gunoi au considerat nepotrivită intervenția în condițiile în care depozitul ecologic de la Fărcașa nu era finalizat și nu exista o alternativă pentru depozitarea deșeurilor menajere. La fața locului au fost mobilizate și echipaje ale poliției și jandarmeriei, iar Mihai Apan a fost amendat pe motiv că a apelat abuziv numărul unic de urgență. Am sunat 112 și am spus că este un buldozer care îmi pune viața în pericol. Lângă mine erau cei de la poliția locală Groș, care vreau să mă miște de acolo, ceea ce nu vreau să plec. Și ei m-au amendat pe mine cu 2000 de lei pentru folosirea abuzivă a numărului 112. La 2000 de lei s-a ridicat valoarea amenzii pe care directorul Drusal a trebuit să o plătească, însă a contestat măsura în instanță, iar după 2 ani și jumătate, magistrații i-au dat câștig de cauză. Tribunalul Maramureș ne-a dat dreptate, pentru că noi ne-am prezentat acolo nu numai cu pozele, dar și cu martori care au fost de față și tribunalul a hotărât că într-adevăr viața a fost pusă în pericol și că folosirea numărului 112 nu a fost abuzivă. Mihai Apan a cerut doar anularea amenzii în acest caz.